O scenă parcă desprinsă din jocuri a avut loc în Texas. Un bărbat a furat o ambulanță și a gunit pe străzile din Dallas până în Collin County. Nu a ținut cont de niciun semn de circulație și a fost la un pas să și lovească alte mașini. Aproape o oră a durat până când poliția a reușit să-l încolțească în siguranță. A fost dus direct la secție într-un scaun cu rotile și nu a părut foarte cooperant. Cursa de urmărire a suspectului a fost înregistrată din elicopter.